Nu mai putem aștepta, sub presiunea traficului, cablurile existente cedează. Cedarea este continuă, zi de zi se numără cablurile, iar noi ce am asigurat ca siguranță în prezent este pentru desfășurarea traficului limitat. Lucrările au început în urmă cu 3 ani, însă uzura podului a atins acum apogeul. Hobanele, cablurile din oțel care susțin podul se pot rupe în orice moment. Sunt 480 de fire la ora actuală și sunt degradate 360. În 4 sunt cele mai degradate la ora actuală. Lucrându-se la ele, trebuie să lucreze acolo sus. Că traficul greu nu trece, văd că trece, ia uite, plin de camioane. Situația ar fi putut fi evitată. Primarul Radu Mazăre susține că podul ar fi putut fi închis atunci când era gata celălalt pod de peste canal, la primăvară, iar oamenii nu mai aveau de ocolit 10 de kilometri în plus. Dacă știa că se deteriorează, limita traficul greu, rămâneam cu trafic ușor și ne ducea până în primăvară, când ne mutam pe celălalt. Dacă erau băieți deștepți și se ocupă de așa ceva, că eu nu mă ocup de drumurile din naționale. Una peste alta, vizita premierului a fost de bun augur. Traficul pe podul de la Agigea va fi restricționat de la 1 octombrie, dar numai pentru mașinile a căror greutate depășește 3 tone și jumătate. În plus, podul va fi monitorizat 24 din 24 de ore.